Salut, prieteni, tot eu sunt Cristi Marin, care vă face viața un chin. Acestea fiind spuse, am văzut că a venit Leo însoțit de, cum să zic eu, mă, să nu se mai supere, de soția perfectă a lui Leo de la Strehaia. A venit însoțit cu soția lui, iubitoare și devotată, dar eu nu înțeleg de ce are ochii umflați. Doarme prea mult? A? A dormit prea mult? Sau bătrânețea și-a spus cuvântul? Sau operațiile estetice, a? Sunt de vină? Că spunea ea că ochelarii de soare sunt un accesoriu, nu știu ce, la. Hai, lasă-ne. Acum n-ai avut încotro, de trebuie să stai mai așa cu telefonul, să vadă ochii, să nu se vadă ridurile, ochii umflați. Că ți-ai dat la glet. Se vede, poți să te ascunzi tu, că n-ai cum să mai arăți de 20 de ani, că poate nici la 20 de ani nu arătai prea bine. N-am nimic cu tine, am avut o discuție cu Leo și i-am spus când m-am dus la el acolo, bă, Leo, tu ești supărat pe mine sau nu știu ce, și a spus, nu, Cristi, dar... Tu l-anunțai tot timpul ce postez eu, deci tu mă urmărești pe mine și sifonez la Leo. Păi e frumos, mă, așa. Ce crezi că dacă sifonez la Leo nu mai vorbesc sau ce? Te-ai simțit? Te simți? Ți-ai auzit numele pe undeva? Cumva? Ai vrea să-ți auzi numele, dar cum te cheamă? Înțelegi? Acum, văd că ai venit cu Leo la spital, să arăți tu, nu știu cui, dar Leo fără Alin... E cam greu, adică Alin ar fi, cum să zic, se descurcă în orice domeniu, mai ales cu spitale, cu astea. Alin, era nevoie de Alin, dar acum Alin probabil că a luat și el o pauză, e și el puțin bubuit de atâtea drumuri, de nu știu ce. Până la urmă, e mai bine că l-ai luat. La cine a plătit benzina? Că ți-ai luat și șofer. Normal că Leo a plătit benzina. Eu când m-am dus la Leo de ziua lui, de ce nu te-ai dus de ziua lui Leo, de ce nu te-ai dus la Strehaia? Ți-era frică? De cine ți-era frică? În fine, nu contează. Te jumulesc că ea pe acolo. Fii sigură că am vorbit cu oamenii și au spus că toți de acolo te vor jumuli, mai ales patroana. Ca să nu spui că ți-am zis eu, că mă dai de gol. În fine. Eu mi-am plătit singur drumul, am făcut și cadou. Tu ce cadou? Nu ai luat și tu un cadou lui Leo de ziua lui? A fost ziua lui. A, e de 14 februarie, de ziua de naștere? În fine. Nimic n-am nici cu tine, dar îmi dau și eu cu părerea că ți-a spus Leo, că tu te plângeai la el și Leo ți-a spus, lasă, cum îți zice el, iubirea vieții mele, că face și el vizualizări. Așa mi-a spus Leo că ți-a răspuns și ca să te potolească. Oricum știu că tu nu mă suporți. Eu te suport, să știi. Te suport. De ce să nu te suport? Că nu stai lângă mine. Te suport să te știu plecată. Oriunde în lumea asta, mai ales în Turcia, dacă găsești și vreun turc acolo, nicio problemă. Eu îmi dau și eu cu părerea, mă prieten. Mă, dragi prieteni, îmi dau și eu cu părerea. N-am voie să-mi dau cu părerea. Sunt prea sincer sau ce am făcut? Ce se întâmplă? Vorbesc și eu de ce mă doare. Că văd chestii, că ea este numai pe interes. Ce? Am zis ceva... ceva nou, ceva care știe toată lumea. Că și acum ți-ai făcut două vloguri unul după altul. Nu știu dacă Leo și-a făcut vreun vlog. Câteva zile nu ți-ai făcut că nu te-ai văzut cu Leo. Acum când te vezi cu Leo, pac, imediat, că îi dai tu să mănânce. Tu nu cotizezi cu nimic, că ai venit cu mașina. Așa e, uzura mașinii, benzina, șoferul. De ce, nu puteți să conduci tu sau ce? Vrea să-ți iei șofer? Nu puteți să te concentrezi? Dar mai bine dacă plecați decât voi amândoi. În fine. Vii tu acum, când Leo are cele mai mari probleme, le-a avut întotdeauna, le are și acum, și tu n-ai cu ce să-l ajuți. Mamă, dar ce... Deci, nu trebuie să te superi pe mine, dar ești... cum să zic, mă? Buhăită rău de tot la față. Ce dracu, ți-ai luat bătaie, te-a bătut cineva? A pus Leo pe cineva să te bată?
Doamne ferește, sau așa e mecra ta. Nu glumesc, vorbesc serios. Ce ai văzut că râd așa, cum să zic, nervos, un râs de la nervos. Nu ironic. Mamă, deci am, cum să zic, am un sfat pentru tine. Când te filmezi, pune telefonul la 2-3 metri de tine și vorbește puțin mai tare ca să te audă lumea. Pe bune, m-am și speriat când am văzut cu cine este Leo o mașină, deci pe cuvântul meu, dacă nu m-am speriat, am zis, ce dracu, mă? Noua achiziție a lui Leo de la Sehaia. Dar ce dracu achiziție? Buna în vârstă, în etate, Doamne, iertați-mă dacă spun ceva aiurea. Nu zic cu răutate, dar m-am speriat. Am zis, ce dracu, mă? Ceachi, Doamne ferește. Deci, păpușa Ceachi, deci... Eu m-am speriat, credeți-mă că m-am speriat. N-a știu că este soția lui Leo, dar oricum, cu toții îmbătrânim, cu toții ne vom urâți, pentru că frumusețea e trecătoare la toată lumea. Dacă așa ne-a lăsat Dumnezeu, mergem înainte. Oricâte operații ți-ai face, fetițo, oricâte operații ți-ai face și că te duci în fiecare zi la salon, asta nu înseamnă decât pierdere de timp și de bani mai ales. Deci pierzi bani acolo, căcălău măria ta. Deci stai în banca ta, nu te mai duce la salon, nu-ți mai face nicio operație estetică, pentru că orice ți-ai face, arăți jalnic. Nu trebuie să te superi pe mine, dar și ți-ai dat și 2 kg de glet pe meclă, pe bune acum. Rămâne fiecare cu fețele care le avem, că am nasul mare, că am ochii ieșiți în orbită, că am făcut burtică, că am nu știu ce, că la la la. Fiecare așa cum suntem, ne afișăm așa cum suntem, da? Nici Leo nu e perfect și Leo are probleme de sănătate, are vita mai cămara, înțelegeți? Asta e, nu trebuie să ne fie rușine de noi. Nu avem complexe, nu? De ce să avem complexe? Mie îmi place să mă port sport, să mă îmbrac cum vreau eu, să stau cu șapca, să îmi pun ceasul, să stau la masă, la petrecere, să stau într-un colț, să mă ascund de lume, să mă ascund de oameni mincinoși. Înțelegeți ce vreau să spun? Ce atâta ne ferim, atâta de... că... de-aia purteai ochelari de soare. Porți ochelari de soare și... noaptea. Ce naibii? Spune adevărul, da, domne, aveam ochii umflați și așa arăt eu. Asta e fața mea, cu fața asta defilez și Anca, ați văzut-o de multe ori nefardată și cred că nu se fardează Anca. Așa cum e ea. E drăguțică, frumușică, că mai are riduri, că mai face nu știu ce, fiecare îmbătrânim, că nu o să arătăm toți ca la 20 de ani, avem cum. Toată lumea îmbătrânește. Da? Trebuie să ne fie rușine de noi. Înțelegeți? Așa arăt, așa mă filmez, că mai vorbesc cu precipitații, acum am făcut intenționat, că mai mă bâlbâi, că mai zic o nefăcută, asta e, o las acolo. Să fim, cum să zic, să fim... să fim reali până la capăt, nu falși. Am săturat de oameni falși. Falși sunt peste tot, nu trebuie să ai încredere în ziua de azi, în nimeni. Am spus, cea mai mare încredere eu am în mine. În mine am încredere, dacă nu am încredere în mine, înseamnă că sunt vai de capul meu. Hai, și voi la rândul vostru să aveți încredere în voi. Nu în nimeni altcineva decât în voi, da? Și iubiți-vă mamele. Mă iubește pe mama mea, stărâna mama. Te-am sunat și ieri și alaltă, dar na, tu cum ai probleme cu telefonul. Asta e, dacă vrei să mă mai suni, să ne mai auzim o dată la 2-3 zile, aștept telefonul tău să nu zici după aia că nu te-am căutat. Hai, bam bam. Am plecat la plimbare, poate cumpăr și ceva de pe undeva. Ia uitați cât de frumos e afară, cred că o să stau mai mult pe afară să fac și filmări, că atunci când prins momentul ăsta cu zăpadă, e un moment
frumos, că mâine nu se știe dacă mai mai e ceva. Și aici clima e schimbătoare. Înțelegeți? Mama în America acolo a avut zăpadă și de Crăciun și de Revelion. Frumos. Contează că e sănătoasă și să fim cu toții sănătoși. Asta e cel mai important. O iau spre târgul de Crăciun, dar cred că nu mai e nimic acolo. Deja suntem în 8. Până pe 7 era ultima dată. Deci maxim 7. N-are nimic. Oricum. Cred că putea să mai țină o lună. O lună jumate. Târgul de Crăciun. Că nu deranja pe nimeni. Cine venea, venea. Cine nu, asta e. Acum e frumos cu zăpadă. Mai frumos decât în zilele de Crăciun și de Revelion. Păi nu, e zăpadă. Dacă era zăpadă de Revelion, era frumos. Au fost frumos și așa, dar cu zăpadă e altceva, nu? Parcă simți sărbătorile, nu? Iar îmi place. Îmi place cum ninge. O să ningă mai mult. Să pună ceva așa, să se albească pe jos. Ia să mă filmezi și pe mine, a? Sau nu vreți să mă vedeți? Uitați-și pe Moș Crăciun. Mi-am pus gluga în cap. Păi ce să fac? E puțin friguț așa. Și vreau să nu risc să iau vreo răceală, deși nu cred că am șanse să iau vreo răceală ceva. Dar nu se știe niciodată. Mai bine să previi decât să nu previi. Aveți grijă, dragi conducători, cum conduceți orice viteză are ăla. Gheață pe dedesubt, te păcălește drumul, mai de unde se știe. Uite, eu alunec. Credeți-mă că alunec. Se formează gheață, imediat se formează pe dedesubt. Și când pui frână, te poți răsturna. Ia uite, să aveți și câinii ca să stăm camera. Hei! Buddy, my friend, ce faceți mai aici, mă? Uite, doi aici, unul aici, ți-e foame, ce să-ți dea tati? Uite și unul acolo. Ce să vă dea tati să mâncați, că le-am dus la Strehaia acolo și mai sunt oameni care spuneau că... Uite și pe ăsta. Opa! Pe mine mă latri? Nu pe mine mă latri, l-a chemat pe celălalt. Aici vino și tu, nu sta acolo singur. Să întorc camera și să o las așa, a? A, să vedeți și voi cum e pe aici. Zicea cineva aici că trebuia să pun și castroane, că trebuia să pun și nu știu ce și la la la. E mai bine am pus pe scările alea, că erau mult mai curate decât orice de pe acolo. Ce n-ai viață, nebunii la cap. Pe bune, mă, după ce că mi-am adus aminte să duc mâncare acolo, că chiar m-am dus pregătit de data asta. Ca niciodată, altădată mergeam așa pe nepusă masă, nu știam când ajung, pe unde ajung, nu știu ce, acum am fost eu de bună voie și nesilit de nimeni. Cum să-mi spună cineva că trebuia să pun și nu știu ce castroane? Păi era mâncare de-aia uscată, erau boabe. Mai bine am pus-o pe asfalt, pe scări acolo, că era mult mai curat decât altceva. Ce să caut pe acolo? Pe unde să caut? Voi aveți impresia că au castroane, câini, au farfurii, ce naibii?
Apă, da, într-adevăr, apă, dar au o găleată acolo unde pot să bea apă. Dar nu e perioada aia, să zici că de sechetă și n-aveau apă. Au ei de unde să bea apă, nu vă faceți voi griji. Credeți că dacă puneam eu apă în ceva pe acolo, într-un vas pe acolo, n-ar mai fi avut apă. Au apă, stați liniștiți. Da, trebuie cineva care să ocupe permanent de câini. Dacă ai câini în curte, te duci și le pui apă, le pui mâncare. Eu ce să fac într-o zi? Eu cred că ce am făcut eu în 10 minute nu s-a făcut acolo în atâția ani, mă gândesc. Am văzut că câinii nici nu știau ce sunt alea boabe. Pentru că ei probabil au mâncat numai cărnuri, eu știu, poate nici alea, habar n-am. Ceva au mâncat și ei pe acolo, de pe unde au mâncat. Eu am văzut că se cam aruncă mâncarea la ei, adică eu n-aș fi aruncat carne și oase. Data trecută când am dat carne ceva de la piftie, eu am luat-o din sacul ăla, de la gunoi am luat-o ca să o arunc acolo. Am zis, bă, de ce să arunci mâncarea când poți să o dai la câine? Înțelegeți? Și asta am făcut și, na. Și am văzut că erau cam sătui așa de carne, de astea. Înțelegeți? Da, na. Mă trebuie să-l opun și la grătar, ce să fac? Eu spun că am făcut ce trebuia și am făcut-o că a spus unul sau altul, am făcut-o că așa am vrut eu și că așa am simțit. Acum, cu sacul ăla și fără sacul ăla, dacă nu le dai permanent să mănânce, adică în fiecare zi, de două ori cel puțin, n-am știut că a dispărut, că nu mai era un câine acolo, știu că erau trei, ăla altul mai micuț, nu știu ce s-a întâmplat cu el, habar n-am. N-am întrebat pe nimeni. Am crezut că e plecat prin zona pe acolo. Am stat și câteva ore, n-am stat prea mult. Plus că n-am dormit noaptea în care am plecat. Am plecat pe la 5:30 dimineața și n-am dormit, recunosc. Și după aceea am plecat pe la 9 și ceva seara, parcă, nu? Cam așa, cred. Și am ajuns acasă pe la 1:30, cred. Poate chiar 2, pentru că am avut vreo 4-5 opriri. Am zis să nu mai ia somnul pe șosea, pe autostradă, la volan. Vă dați seama, dacă nu dormi câteva ore înainte de plecare, e greu. Dar m-am descurcat. Și, na, te mai gândești să nu faci și vreo pană, ceva. A fost un drum mai greu la întoarcere. Foarte greu de condus acum pe timpul ăsta. Deci a fost un drum foarte greu la întoarcere pentru că am prins ceață densă, ploaie, până am intrat în București. Până am intrat în București, luase înainte și era bine. Cauciucurile eu le-am cam varză. Nu m-am ocupat de ele decât de roata de rezervă, cred că e cea mai bună. Pe aia am cumpărat-o, pentru că am altele în cap și să văd ce vreau să fac. Înțelegeți? Am văzut că Leo vrea să-și ia mașină. Mi-a spus că vrea să-și ia mașină. Mă gândeam să-i vând eu mașina mea, dar nu știu. Nu mai gândesc. N-a spus, dar parcă am simțit că bătea apropo așa. Că vrea să aibă o mașină în curte. Cred că a zis și pe vlog la el acolo. Hai să opresc camera, că aici e cam întuneric. Și mi-a înghițat și mâna, recunosc. Bam, bam. Ce v-am spus eu, că s-a terminat cu târgul de Crăciun. Vedeți? Exact în prima zi de nisoare din anul acesta, s-a terminat cu Crăciunul. Au rămas astea pe mijloc, pe aici. Acum era frumos să bei un vin fiert, o țuică fiertă. Nu? Să te încălzești în ceai, fierbinte mai bine. A rămas decât ecranul acela aprins, în rest, luminițele s-au stins. Sper să rămână chestia asta măcar. La intrare, frumos așa.
O să mă duc prin Cora să văd dacă găsesc ceva să cumpăr. Ia să dacă mă lasă ăștia. M-au lăsat. Se circulă greu, chiar dacă ești pieton, nu trebuie să te bagi așa aiurea. Opriți și voi ca pieton, pentru că mașinile sunt fiare. Pot aluneca pe timpul ăsta, nu? Te oprești puțin, vezi dacă a oprit mașina și atunci te bagi. Te bagi așa aiurea. Aici e și un dedeman. Nu știu, vedem. Încă nu, mă va pe la stop mai bine. De partea cealaltă. Decât pe aici. Poate 106.